Care credeți că e principalul motiv pentru care CSM nu reușește să facă pasul din sferturi în Final Four în ultimii ani? Pentru că acesta a fost obiectiv și este în continuare obiectivul. Este în continuare, dar eu nu văd lucrurile așa, e în continuare un obiectiv, dar trebuie să înțelegem că sunt echipe și alte echipe care își doresc același lucru. Tot aud, nu văd pentru că nu mai citesc de mult presa, nu mai, mi se pare că nu mai citesc de mult, dar tot aud că se spune că CSM București cu bugetul pe care îl are este cum, Doamne ferește, să ne bată Brest acasă. Păi Brest are bugetul nostru și al lui Rapid la un loc pe sezon competițional. Gheorul are aproape de 3 ori bugetul nostru. Vă pot spune încă 4, 5, 6 echipe care au bugetul peste bugetul nostru și nu numai din străinătate, ci și din România. Rapidul se apropie cu bugetul de noi. Bistrița este în aceeași situație în condițiile în care în ultimii ani sau în ultimii 2 ani n-au ieșit în Europa. Deci ca să ne uităm atât de superficial la lucruri și să dăm un CSM București doar pentru că este echipa capitalei, primăriei capitalei, mi se pare un pic nedrept. Și nu cred că e în ordine, mai ales că sunt multe echipe, mai ales prin țările astea nordice, în care bugetele sunt transparente, inclusiv în Franța, și pot fi citite și pot fi publicate. Lucrul ăsta nu se dorește. În fine, motive sunt suficiente, dar spun în continuare, sunt mai multe echipe care vor să intre și au valoare să intre în primele patru, ultimele patru, cele mai bune patru, cum vrei să le iei tu. Noi am fost singura echipă, sau sfertul nostru de final a fost singurul sfert de finală între două echipe puternice care ambele meritau să fie în Final Four anul trecut. Așa am nimerit să picăm pentru că, din păcate, am pierdut la Crim și n-am putut să jucăm cu Rapid. Nu pentru că nu ne-am dorit, nu ne doream să jucăm cu Ezbia, știam că Ezbia este echipa care ne scosese și cu 2 ani în urmă. Am întâlnit o echipă mai puternică decât a noastră. Asta nu înseamnă că se fac lucruri greșite și nu cred în niciun caz lucrul ăsta, cred doar. Uită-te la Ghior, dacă vrei să o luăm ca exemplu, până să ajungă să câștige odată Liga Campionilor, a pierdut 8 finale. Ce ar fi însemnat dacă după 2 ani sau 3 ani cineva din conducere de la Ghior să zică, bă, știi ceva, mi se pare că investiția e degeaba, ia să nu mai facem.